Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip. Băi, în acest videoclip vreau să vă arăt ce am făcut pe serverul nou Emerald, mai exact Aurora, în 8 zile de joc, nu mai știu exact când s-a deschis, parcă pe 28, da, pe 18 a fost, în 28, au fost 10 zile de atunci, să zic eu am jucat 8. N-am intrat 8 zile, una n-am intrat și încă una n-am intrat deloc, n-am avut chef. Bun, după cum puteți observa, avem arcași, da? Cum ne place numai nouă, arcași la ciobări. Punem astea în depozit, punem cururi și a trecut o săptămână de făcut cur, adică 7 zile. Da, eu am jucat 8, 7 zile s-a făcut cur. Băiți, în cele 8... Și să vă arăt, am aici, uite, că am pescuit, avem și carte pe caracterul ăsta, mai are zi și 8 ore. O să încerc să vă povestesc cum am reușit să... Ce cei cu 20 urci, ce cei cu 15 vantai. Să încerc să vă povestesc cum am reușit să mă ridic așa cât de cât. Bă, în primul și în primul rând, trebuie să vă faceți caracterul nivel 30, da? Să trageți tare, să faceți caracterul nivel 30 și să așteptați un event de pescuit. Da, mergeți la primul event de pescuit. Ia să vedem. Asta oare. Mergeți la primul event de pescuit, pescuiți și voi un pic acolo, faceți niște deschideri, le puneți pe piață, vindeți deschiderile, cumpărați un voucher. Era 9kk, 8kk voucherul când l-am luat eu pe primul. Da, ăsta e warul. Tocmai ce l-am făcut nivel 42, a avut nivel 30 și l-am dat 42 ca să-i fac breaslă. Mai tare de să vă arăt. Tranzacțiile contului trebuie să vă arăt. Da, deci e contul 0 donații, n-am băgat nimic cu el, are 56 de MD-uri, mai am un voucher aici, pe care o să-l bag și pe ăsta să iau mănușa pe 30 de zile, mai are o zi și 4 ore. Păi am băgat voucher și am luat și a treia mână cu asta de Young pentru că stau mult pe auto, știți? Și mi-a spus până acum Young, să zic, adică cât am dat 8kk, stând pe auto, pe auto, acum am stați că trebuie să mai intru pe un caracter să pun cioburi, cioburi cururi. Și din ce îmi fac banii? Păi din eventul de pescuit și din iteme de upgrade map 2, băieți, adică uitați, avem 18 prețioase, adică prețioasele se fac pe bandă rulantă. Nu e asta, la CL-uri n-am fost, sincer să vă zic, adică nu am fost deloc. Și mare parte că am trebuit să vindeți tot ce reușiți. Avem și un scut cu imun, l-am cumpărat aseară, am dat 35 de caca pe el. Fix așa cum îl vedeți, imun 4 diavol cu 6. Să vă arăt iteme. De fier plus 7, pentagon plus 7, argint plus 6, plus 7, plus 2 500 PV, plus 6 cu 3 viteze de atac. Și armura, astăzi am făcut-o, am avut noroc să intre pietrele pe ea. Un ca jumate cu 5 daune, 6 fulgeri, 6 vânt. Bă, deocamdată e ok, până mă hotărâie să intru în zi. În sede 3, până atunci poate mai dropăm niște, mai am aici un vrăjește de ăsta. Am avut două, am dat unul în el, le-am băgat pe alea verzi, n-a intrat nimic și am mai dat unul cu B și a intrat asta și am zis că las așa, să vedem, mai fac roz, mai strâng și mai schimbăm în ea. Ăsta e bun așa cum e, n-are rost să-i mai bag ceva, ăsta o să vândă, mă rog, când fac 61 vă dați seama, îl vând, dar până atunci ținem pe ăsta, stați așa să mai iau, mai am... 35 de cururi cu un caracter, cred că pe ăsta pe numărul 3. Da, am toți ninja lăi, toți arcașii făcuți, map 2 frumos, pam pam, cură. Și hai să vedem cât scoatem. 7 zile de alchimie pe serverul ăsta nou. Bun, uite, mai am și aici 5 prețioase. E să le bag și pe astea. Să le punem pe shop. Astea nu s-o cute într-o săptămână, cred că s-o cute într-o zi, ce vedeți voi, adică... A, pe ziua de azi. Uite, și astea se vând. Trebuie să mă uit mai atent. Dar las că nu le mai bag pe alea. Vin de prețioase. Erau 300 și ceva aseară. Aproape 400 de cap, bucata de prețioasă.
Mai dropezi un item cu PV, un item cu 10 ceva, știți? Na, acum am avut cerceaia cu 20 cerceaia, o să-i pun pe piață la un 5KK probabil. Unde sunt? Uite aici. Adică se fac bănuți frumoși, preprejor, mă rog, pentru început, știți? Adică totuși serverul are 10 zile, ne descurcăm, ne ridicăm ușor. Oricum, ce vreau să vă zic e că n-am jucat, n-am spar pietre, n-am niciun citin, am prins, n-am prins nicio aură, niciun tăiș, nimic, fraților, numai din auto, știți? Și pentru o săptămână zic eu ok, numai din auto și din pescuit, atât. Știți, în mare parte am băgat o grămadă de bani, ați văzut și voi pe vouchere, cred că am luat vreo 4, 5, nu știu, multe vouchere am luat. Am luat o grămadă de vouchere. O grămadă de vouchere am luat. Na, casa mea, mi-am luat și de-asta unde e. Uite, de-asta. Blueberry, de-asta. Na, mănuși, alea. Am mai cumpărat și câteva extinderi. Fac și eu inventarul 3 aici, 3 rânduri. Da, na, bă, mare parte trebuie să vindeți cam tot ce prindeți. Știți? Că și când mi-am făcut accesoriile astea, am făcut vreo 3 pentagoane plus 7, abanuși tot așa vreo 2 perechi, mai am una plus 6, n-am mai plusat, trebuie să o punem pe shop. Trece la vreo 3KK, 3-4KK aia. Știți? Na, mereu coifuri la fel, am avut vreo 4. Am mai plusat și eu una alta. Ia, că ne cade safirul pe jos. Trebuie să fie altul, nu? Ia să vedem. Ne-am intrat în mână de-n prima. Prima săptămână suntem pe ele. Hai să vedem, să sperăm că ne ține Yang-ul. Bă, dacă fac un un, zic e ok. Un un pot să-mi caut un 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 și ceva, să-mi caut un coif cu foc. Știți? 15 foc aș vrea. Am văzut că era la un un și ceva 15 foc. Luăm un coif de la cu 15 foc și avem primul item. Cu oricum setul pe care îl fac acum o să rămână mult timp ăsta cu foc, pentru că te mai duci, mai crești un caracter, mai te duci la un celeb, un CD3. Setul de foc nu prea să vinde, știi, pe care îl faci. Am dropat și un FMS cu 28 medie. Adică na, dacă nu-l fac pe ăla cu blesuri, îi bag pietre plus 3 pe el și avem armă. Să ne descurcăm, adică e chiar ok. Da, vedem ce se întâmplă, că abia am luat-o pe asta, uite, cum o vedeți, de 30. Deci mai am o lună, am nivel 42, o lună asigurat de armă. Deci o lună aș mai sta sigur pe la cel puțin 15 zile să mai profit de arma asta, la 42. Că n-are rost să mă grăbesc. Ciuburile le fac la arhani. Mai dropez și acolo niște îndrumătoare de alea. Mai le vând și pe alea. Parfum. Vinzi. Bă, merge bine piața. Că vinzi cam tot ce dropez să vinde. Ești nebun. Adică la cărți e mai greu. Că dropez de alea proaste. Alea le dai mai greu, da. În rest, upgrade-uri și de-astea se vând repejor. Toată lumea plusează. Toată lumea. Și vreau să țin, nu știu, seria asta așa pe 0 cât mai mult, știți? Adică nu mă gândesc să o închid prea curând. Poate, nu știu, când ajunge la 100 și ceva nivel și poate voi avea vreodată nevoie de ceva mai serios, dar nu, așa. Doar cioburi, mai mult în modul AFK auto, știți? Deci doar așa o să joc cu serverul ăsta, pe Tiger joc în continuare. Fac și acolo melee, hidră, alchimie, adică nu prea mi-am rărit jocul, știți, pe Tiger. Merge cum a mers și înainte de Emerald, tot la fel mă joc. Dar că Emerald ăsta, să zic, e așa mai între hidre, mai așa. Ia să vedem. Ajungem la tăiate. Bă, nici nu știu cum a mers. Știți că am vorbit în continuu și nu știu cum a mers.
Aflăm media, ne uităm acum. La metici n-avem. I-a tăiat, fac, jale la granat. Bă, de antici ar fi cam la toate să fac de un antic. Întrezi la tăiate, uite, aici avem o șansă. Hai să meargă vreo 4. Hai, hai că merge. Deci rubin nu facem. Nu sau? Ba, avem o șansă și la rubin. Ce dracu merg așa prost, bă, frate? Ia să merg eu pe alceaș. Parcă prea rău merg. Nu Tiger Ghost. Din păcate nu poți alege alt server, așa. Hai că Tiger dacă e. Bun. Hai să vedem. Tăiate. Bun. Continuăm. Sunt pe cealaltă 2. Bă, dar las-o, mă, naiba. Nu fac și-o 3 rare la un de-asta. Fă la safir, normal. Bă, dar de ce mereu cel mai ieftin merge cel mai bine? De ce? Așa. Așa. Așa, da. Cum ar fi să nu fac niciun antic? Ar fi ceva. Bun, șansă de 1, de 1. Hai. Bun. Ok. Un safir, două safire. Granat. Jad. Rubin. Bun. Bun, bun. Ia vedeți că antic, avem un diamant, un rubin, două safire și un onyx. Ia să facem unul legendar. Ne stăteam cu minte. Ne stăteam cu minte. Oricum îl calculăm și anticul ăla. Calculăm două antice la safir, că când ești la început nu prea trebuie să te joci cu anticele astea, dar m-a luat valul după Tiger Ghost. M-a luat valul după Tiger, că după Tiger cam mai dăm în ele acum, nu mai ne oprim. Ia să vedem. Ia să vedem că nici nu știu prețurile. Mamă, dar lag, frate, pe serverul ăsta, în intri în bazar, dar mori. Ia. Și avem așa, alchimie, și avem un diamant antic. 34 de caca, da? Așelem cu un rubin. O, e bine, mă, 95 punem ăsta. Ia să deschid un calculator, ești nebun? Calculator. 35 plus 95, da? 130. Și ce mai aveam eu pe aici? La antic. Uite. Safir. A, e ok. 13 KK plus 13 plus Onyx. Onyx-ul e 22 plus 22 egal, bă, 165. 1.65 am făcut, băieți. 1.65 sigur o să-mi iau un coif după piață. Am, mă rog, ar fi fost un 1.75 dacă nu îmi dădeam în continuare în asta. Dar poate mergea și mai ridicam preț. Hai. Deci avem un 1.65. E bine pentru o săptămână. Deci, cum v-am zis, băieți, joc și eu pe serverul ăsta. Joc zero donații. Fac banii din alchimie pe auto. Probabil după ce vând astea o să mai iau două vouchere și o să mai încep încă un cont. Mai am un cont, ne-am făcut o șamancă, deci v-am zis zero donații, dar excludem cheltuiala pentru plata lunară a serverului de 5 euro, da? Adică, na, caractere o să-mi bag, că na. Dar ne descurcăm, știți, doar cu caracterele, atât 5 euro pentru plata lunară și cam atât. O să
O să-mi bag și pe șamancă și fac și la ea pe schimbă, o să fac 4 arcași. Poate o să pun și pe ea, o să-i fac niște iteme plus 6-7 și o să pun și pe aia pe auto să-și facă cioburi. Și mai băgăm, na, dacă aș fi făcut pe două conturi, aș fi avut acum, să zicem, 3 oni într-o săptămână, ceea ce era ok pentru început de server. Și o să menținem așa cu două conturi și încercăm să ne ridicăm până terminăm setul de SD3 cu două și după aia vedem cum merge treaba. Nici nu știu deocamdată ce planuri de viitor are contul ăsta pe serverul ăsta. Deocamdată joc și aștept să văd cum se desfășoară. Pe Tiger o să joc în continuare orice ar fi. Deci, na. Vedem. Să punem și prețioasele astea și cerciștea pe piață. Plus alchimia. Cred că trecem de 2 ani. Mai vindem și manualele astea două, că n-am ce să fac cu ele. Dacă vreți marmură, vă bag și marmură. Îmi scrieți pe Discord, vă bag o marmură, poate intră, pam, pam. Mai păcălesc un ban și după marmura aia. Așa, astea trebuie să le pun. Mai am, uite, o mortală plus 7, mai pun și ăștia, da, sărim de 2 ani, sigur. 2 ani și cu aia 2 ani, scut avem deja, deci scutul e asigurat, e ok, până la 61, e până la 75 mă duc ăsta, de fapt, fără nicio problemă. O să încercăm să ne facem niște accesorii, mi-aș face niște papuși și un colier și mi-aș lua un coif. Deci cam ăsta e planul cu cei doi oameni. Aș vrea să-i fac eu papuci și colierul cu foc și aș cumpăra un coif cu 15 foc. Și cam aia e. Cam aia, discut, coif, papuși, colier, le-aș cam avea. Abanoși pentru SD3. Sochei ăștia, adică nu trebuie nimic mai mult. Trebuie să fac, luăm o brățară, să strângem bani pentru o brățară. Eventual mai schimb eu în armura asta sau cumpăr alta și o vând pe asta. Și costume o să trebuiască să luăm. Nu ne grăbim. Să dăm level. Strângem banii și vedem ce facem. Da. Bă, bun. Cam atâta cu videoclipul ăsta. Deci, mai mult l-am făcut ca să vă spun că joc și ce am făcut după un mic update. Să vă zic ce am făcut după 8 zile de joacă, da, din cele 10, eu am jucat 8, adică în 8 zile am intrat pe serverul ăsta. Bun, haideți, eu v-am pupat, să aveți o zi, seară, ce vreți voi, faină, pa, pa, pa.